Salutare! Astăzi am venit într-o zonă mai deosebită. Sunt undeva sus, să zic, 150 de metri de șosea. Partea aceea este șosea. Și am venit cu o ocazie mai ciudată, ca și șofer. Și dacă tot am venit într-o zonă de munte, am zis că nu pot să stau câteva ore și să nu fac o drumeție măcar. Vedeți, mi-am pus bandana, e foarte cald și absorbe transpirația care începe să-mi curgă așa pe către ochi. Și m-am oprit aici să fac un popas, o pauză, am vrut să zic. Și locul e destul de frumos. Floricele, nu știu să vă zic nume, seamănă cu Margareta. Chiar nu știu nicio plantă, nicio floare așa, după nume. Dar sunt foarte frumoase. Și liniște. Vântul adie puțin. Sunt și ceva șopârle pe aici. Fiind într-o creastă cu soare, stau să se încălzească. Undeva în Apuseni, către Iara, Valea Aerii Iara. Acolo în vale, dacă se aude, ai Valea Aerii. Și pe partea dreaptă. Și chiar foarte plăcut. Și dacă tot am venit până aici, am avut un echipament mai special, care l-ați și văzut un pic. E vorba despre cuțitul ăsta care l-am mai prezentat, cred, în ceva videoclipuri. Este Cold Steel Mini Bushman. Nu se vede scrisul. Așa. Și e un cuțit care îl folosesc cel mai frecvent, așa cum vedeți acum, adică pe o botă, ca și vârf de soliță. Și de ce? Și teaca. Teaca e dintr-un fel de imitație de piele. Cred că e imitație, nu-i piele. Da. Imitație de piele. Dar să revin. Cuțitul ăsta practic l-am în geanta de pădure, care o am la mine aici, așa. Și îl folosesc ca și o metodă de apărare în zone în care nu le cunosc. Știu că în zonă sunt urși. Am fost iarna undeva tot prin zona asta, pe o vale probabil care... Deci aici în zona asta este o vale, unde vă arăt acum. Și așa peste deal de zona asta, cam pe acolo undeva am fost și iarna am văzut urși. Nu iarna asta, iarna cealaltă. Și atunci, întotdeauna când merg într-o zonă care nu o știu, n-am mai fost niciodată, am sulița asta, să zic așa, cu mine, pe lângă spray-ul cu piper și cuțitul care le-am tot timpul la mine. Și ca o discuție adiacentă, din punctul meu de vedere, un pic de diferență între bushcraft și o tură de explorare, să zic așa, hiking. Când facem bushcraft, mergem de obicei într-o locație pe care o cunoaștem, de obicei. O cunoaștem bine, știm resursele, mergem pur și simplu și ne relaxăm în natură, ne exersăm unele abilități,
cu cuțitul, cu săcurea, anarul, tot felul de chestii de genul ăsta, pe când dacă facem o tură de explorare, cum fac eu acum, de exemplu, implică altceva. De obicei, o zonă necunoscută, care nu știi ce să te aștepți, nu știi resurse, nu știi ce animale sunt, contează. Pentru mine personal contează, pentru că îți mai fricos din fire, probabil. Și nu mi-aș dori ca să mă rănesc într-o activitate care trebuie să-ți procure plăcere, sau, Doamne ferește, nici să rănesc un animal nu mi-aș dori. Probabil că dacă ar veni un câine, de exemplu, mai agresiv, m-aș putea descurca cu el. Da, probabil că unul dintre noi am fi răniți. Și de aia, în general, evit. Dacă văd că sunt urme de animale și așa, mai ales dacă le cunosc, evit zona. Mă uit în ce parte o merg și o să mă duc într-o lăture. Dar, ca și echipament, a fost o discuție mai interesantă. Un domn care era suficient de supărat de ce facem bushcraft cu echipament de 1000 de euro. Și din fericire, majoritatea comentariilor care au fost postate au fost chiar frumoase și au îndemnat spre îngăduință și raționament, zic eu. Dar da, contează și echipamentul. Într-adevăr, dacă faci bushcraft, și acum am zis, mergi într-o zonă cunoscută, știi ce te așteaptă, nu-ți trebuie mai nimic. Deci cu un cuțit de bucătărie cred că te-ai descurcat să-ți faci treburile necesare pentru un foc și să prăjești o slănină. Dar când mergi undeva mai departe sau într-o zonă chiar necunoscută sau periculoasă, de-a dreptul, creste de munți, cărări abrupte, prăpăstii, ai nevoie de echipament. Să mergi așa cu un cuțit în buzunar, să explorezi creasta, de exemplu, e o nebunie și ca atare există salvamont. Și de aia, pentru asemenea ocazii, sunt echipamente speciale care sunt gândite și pentru greutate și pentru durabilitate și neapărat să facă față provocărilor care apar în diferite situații. Pe când la bushcraft, așa cum am zis, mă duc la pădurea din capătul satului unde mă duc de obicei, sunt transpirat. Și n-am nevoie decât de brișca din buzunar, practic, și cu aia pot să fac un foc și fac un ceai acolo, că am o cană care mi-o las, o cană, o cutie de conservă, care am refolosit deja de 2 ani de zile, și cu aia am fierb apa și îmi fac un ceai. Aia se numește bushcraft în termenii de acum. Dar bushcraft în sine înseamnă mult mai mult. Eu cu cine am mai discutat am zis, bunicii mei erau bushcrafteri adevărați. Adică bunicul meu știa să cunoască plantele, știa să aibă grijă de ele. Bunica știa absolut toate burienile care creșteau pe lângă casă și pe câmp și ce fac și cum să facă și dacă e bună, nu e bună și alte chestii. Plus că grija de animale. De fapt, viața bunicilor noștri era bushcraft, cum am vrea noi să facem acum. Dar, din păcate, nu se poate. Personal, când fac o tură de recunoaștere, să zic așa, într-o zonă nouă, chiar dacă am aceeași geantă, v-am arătat-o, ați auzit? Mai am câteva accesorii care mă ajută, zic eu, țin animalele la distanță, în sensul că îmi face cunoscută prezența și animalele, de exemplu, ursul știu că nu se ferește în general de om, plus și alte animale care pot fi o amenințare. Și aștept niște clopoței de pescuit pentru noapte, nu știu cât a fost, 2 lei, 3 lei, dar îți creează o stare de confort psihic care contează. Plus, așa cum v-am arătat, am sulița, o folosesc și pe post de toiac de umblat. Și
și cam atâta. Am găsit o ciupercă interesantă pentru mine, pentru că dacă e ce bănuiesc eu, de obicei am văzut-o pe cioate tăiate. Suspectez că este Polyporus squamosa, dacă zic bine. Este pe o cioată de... o cioată, o creangă ruptă de tei, bănuiesc că-i. După frunze și cum crește și coaja, mă gândesc că-i tei. Și aici a mai fost una, dar se pare că din greutate sau că a fost mâncată mai degrabă. Dar oricum nu iau, nu culeg numai chiar ciupercile care sunt 100% sigur pe ele. Am ajuns pe vale. Foarte fain, e răcoare aici. Și la o stâncă frumoasă. Nu știu nume, nu știu nimica. Da, probabil că e un afluent a ieri. Ok, și acum o să iau la vale către un loc mai plat un pic. Am găsit aici un pâlc de ciupercuțe care mă gândesc că e urechea iudei, după cum se arată. Sau auricularia, nu știu cum, auricularia iudae, sau iuda iudae, nu mai știu. Astea se vând la Yumiang pe post de urechi de lemn. Mă găs puține, să le las acolo. Și asta aici, tot pe ciotă crescute. Și nu-mi dau seama, nu știu, astea nu le cunosc. Le las aici. Am rămas să vi le arăt ce frumosese. Am ajuns în josul voii. Deja se aud și mașinile. Am făcut o pauză să beau și ultima gură de apă. Și ca și o concluzie, nu trebuie să ne gândim că bushcraft-ul e o chestie total separată de supraviețuirea sau de hiking sau explorarea zonelor noi. Dar nu este chiar același lucru. Implică, în mod normal, mai puține lucruri, mai puține unelte. Deși eu, de exemplu, astăzi mi-am luat geanta cu care mă duc să mă plimb prin pădurea care o cunosc. Și mi-am pus, așa cum am zis, câteva accesorii pe lângă. Și am făcut o tură destul de faină. Zona e superbă. Apa pe care o vedeți e destul de limpede. În schimb, pentru că nu știu exact de unde vine, pentru că nu m-am dus pe vale în sus, sincer, n-aș bea din ea, chiar dacă e apă de munte. Să zic așa, am avut o experiență neplăcută cu apele astea așa care nu știu de unde vin. Am mers cu bicicleta spre un sat, adevărul că era un drum spre un sat și bine, era departe de drum, o vale foarte frumoasă și tot așa limpede, curată. Și când am ajuns sus în sat, chiar pe vale era groapa de gunoi a satului. Și bine, n-am băut din ea, dar m-am întristat într-un fel. Pentru că puteau și oamenii să-și găsească un alt loc să-și arunce gunoaiele, dar asta e. În mod normal, acum dacă aș fi nevoit să beau din asta, aș apela la cealaltă ustensilă care o am, în mod special când mă duc în ture de hiking, și anume filtru de apă, care l-am folosit deja de câteva ori și e foarte bun. Asta dacă n-aș avea răbdare să stau
să fac bușca, să fac un foc, să dezinfectez apa, care în mod normal e mai bine să o fierb decât să o filtrez, dar pentru chestii mai rapide, când nu ai timp să stai jumătate de oră într-un loc, e bun. Sper că v-a plăcut ieșirea și discuția de astăzi. Mie mi-a plăcut. Am văzut și niște ciuperci care nu le cunosc. M-am uitat așa un picuț în Determinator pentru câteva, dar e greu. Nu știu, mie mi se pare destul de greu. Unele nu seamănă deloc cu alea care sunt în poza acolo, deși unele descrieri seamănă, altele nu. Pe foarte puține sunt 100% sigur. Vă doresc o zi bună și ieșiri plăcute!